Așa. Dragi prieteni, vă spun un bun venit la un nou live. Este un live special acesta pentru că l-am alături de mine pe tatăl meu, Dinu Croitoru. El este în vizită puțin la noi și aș vrea în acest live să tratez un subiect foarte important, bineînțeles, și anume familia. Familia cu tot ceea ce implică creșterea copiilor, situația financiară, mântuirea copiilor, copiii noștri în societate, copiii noștri la biserică, copiii noștri la școală și așa mai departe. Și motivul pentru care am vrut să fac un live este datorită faptului că eu am crescut într-o familie de 9 copii și cu siguranță a crește într-o asemenea familie este cu totul special, dar aș vrea în acest live să am perspectiva tatălui meu cu privire la felul în care el a văzut călătoria noastră ca familie, ca familie mare, chiar până în ziua de astăzi, da, poate ne vom focaliza mai mult la prima parte. Dacă considerați că live-ul ăsta este potrivit și credeți că ar folosi tinerilor care vor să căsătorească, celor care sunt căsătoriți, care au copii, care se confruntă cu tot felul de situații, nu uitați, dați un like, dați un share pe pagina voastră, pe profil, pe grupuri și să fim împreună parte la răspândirea adevărului. Tata, bine ai venit! Aș dori să încep cu o întrebare care este foarte, foarte importantă, foarte despusă acum și să ne spui despre dumneavoastră cum ai gândit atunci lucrurile, cum ai decis, cum te-ai gândit, câți copii să ai, dacă te-ai gândit. Pentru că astăzi, cu toată tehnologia și tehnicile de planificare familială, asta este o întrebare importantă. Omul se întreabă câți copii să ai. Cum te-ai gândit, Matale, câți copii să ai? Deodată ce ai 9, ne întrebăm. În primul rând vreau să spun că nu m-am gândit la așa ceva. Cu soția mea, înainte de căsătorie, nu am discutat subiectul acesta. Dar de ce lucrurile acestea? Pentru că subiectele acestea nu erau de actualitate la vremea respectivă. În familie nu se vorbea de așa ceva. În biserică nu se discuta de așa ceva. Erau mulți alții, alte familii care aveau mulți copii. Iar eu nu, încă nefiind căsătorit și am văzut pe mulți cu copii, mulți mă gândeam că ea trebuie să fie eroi, să fie puternici ca să-i crească, să-i educe, să-i susțină și să facă față la asemenea efort. Iar după ce m-am căsătorit, ei au început să vină, dar nu mi-am făcut probleme atunci când au început să apară unul după altul. Și am înțeles că asta este planul Dumnezeu. Bun. Două întrebări aici. E bine că biserica pe vremea respectivă nu discuta aspectele astea? Cum consideri? Nu s-a discutat despre problema familiei, despre copii, dar nu s-a discutat ca și număr de copii pe care ar putea să-i aibă o anumită familie. Am înțeles. Ci era dată perspectiva, eu așa am prins. Așa am învățat. Nu era, n-am simțit că ceva ca să împing pe... Pur și simplu era o libertate în privința aceasta. Dar am înțeles din Scripturi, citind eu, ascultând Cuvântul Lui Dumnezeu la biserică, asta era porunca Domnului. După ce au făcut pe cei doi, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Uh-huh. La noi, când așa, aceeași poruncă. Porunca o rămas aceeași. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, luați în stăpânire pământul acesta. N-am văzut nicio problemă astăzi, din acest punct de vedere. Da, astăzi, acum, într-un fel, e greu să spui că ai face altfel, dar astăzi, cu tot ceea ce se cunoaște despre planificarea familială, tehnici de planificare familială, de rânduirea copiilor la o distanță de ani de zile și așa mai departe, și nu vorbim aici de situații extreme, de exemplu, în care o femeie e operată, și ar fi pericol de moarte să facă un copil imediat după o operație. Nu vorbim de cazuri extreme, pentru că oamenii obișnuiesc să folosească cazuri extreme pentru a trasa norma. Asta e, de exemplu, pe avort la fel se discută. Uite, o fată care a fost violată, e și handicapată, e și oarbă și și bătută de soartă. Ar fi bine să aibă copilul ăla. Ok, ăla e un caz, dar nu poți folosi cazul ăla extrem pentru a trasa norma, ceea ce se încearcă astăzi. Dacă azi ai fi din nou, te-ai gândit de două ori, zici, băi, nu m-a mai trebuit 9, aș prefera 2 oi în loc din 9. Deci, e bine de menționat un anumit lucru.
gândirea noastră la timpul respectiv era formată în dependență de Scriptură și de învățătura care vine din Scriptură. Atât pentru cei căsătoriți, pentru cei copii care veneau. Deci noi nu ne sursele noastre de informare și de formare a caracterului, a vieții noastre viitoare de familie, nu erau luate din afară, ci erau luate din Scriptură. Așa că nu aveam nicio problemă. Iar acum, dacă ar fi să iau de la început, nu aș găsi o altă sursă sau n-aș găsi de bine să-mi iau altă sursă de a mă forma sau de a căuta voia lui Dumnezeu decât tot Scriptura. Da, oamenii și obișnuiesc într-un fel, unii dintre ei, să bajocorească, să ironizeze, ca să nu spun neapărat să bajocorească familiile mari, știi, cu expresii genul Anu și Cârlanu, știi? Și m-am întrebat, ți-ai format o perspectivă despre primirea copiilor de timpuriu biblică, că mă gândesc că unii au început, poate i-au auzit vociferând, bă, dar voi ce faceți? Adică era ceva scriptural care te făcea să privești într-un fel, bă, o venit în cu copil. Titlul nostru e accident, fatalitate sau ce lui? Eu am așa și eu, și când spun eu, mă refer la toți acei care eram în biserică și care am văzut, am primit această învățătură din cuvânt. Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul. Că această binecuvântare presupune niște eforturi, presupune niște cheltuieli, presupune niște jertfe. Asta e cu totul altceva. Dar când privești copilul ca o binecuvântare de la Domnul, înseamnă că cel care are lucrurile sub control și trebuie să le conducă în continuare este Dumnezeu. Cum va face? Vom vedea pe parcurs. De la început, nu trebuie să privești, domnule, ce o să fie, cum o să fie. Domnule, Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Mai departe, treaba lui, cum o să vedem. Și, drept dovadă, pe parcurs am văzut că Dumnezeu și-a ținut promisiunile pe care le-a făcut în cuvânt. Am văzut că Dumnezeu este credincios cuvântului său, pentru că întotdeauna m-am ancorat. Nu pot să spun că nu a fost greu. Dar întotdeauna m-am ancorat în cuvânt și am spus, Doamne, aici sunt niște promisiuni pe care Tu le-ai făcut pentru copiii Tăi, pentru copiii noștri și zic că este timpul să împlinești promisiunea. Și vreau să spun că a funcționat. Chiar Dumnezeu a fost. Bun. Poate una din primele întrebări, sau eu cel puțin e o întrebare ca și copil pe care m-am auzit-o des, da, acum, după ani de zile, după 30 de ani, da, de când eu m-am născut, oamenii întreabă, Doamne, cum ați reușit să supraviețuiți? Da? Noi am locuit în Moldova, zona nu e foarte favorabilă, economic vorbind. Oamenii se întreabă, Doamne, cum ați supraviețuit? Ați cerșit? Ați cerut de mie la altora? Ați bătut pe la ușile altora? Eu personal, ca și copil, mărturisesc că n-am auzit nicio discuție, n-am fost trimis niciodată să mă duc să cer de la cineva, să mă milogesc la cineva, da? Cum a intrat în casă, la propriu, banii pentru a susține o asemenea familie? Privind acum în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu, prin familia care mi-a dat-o și prin acești copii mulți care au venit, mi-a creat o oportunitate să-L cunosc pe Dumnezeu și să văd minunile lui Dumnezeu în casa noastră. Aveam câteodată tentația aceasta să-mi calculez banii și cheltuielile și să văd ca să... cum să o descurcăm. Ceea ce nu e rău să administrezi cu înțelepciune. Nu este rău. Însă, cu un salar, o femeie așa de mare, contabilitatea nu te mai ajută. Chiar te încurcă. Indiferent ce foie ai... Și te poate băga în șut depresie. Orice foie ai face de acolo... De-a lungul timpului, trecând prin tot felul de eșecuri pe plan material și cu calcule și cu previziuni și cu proiecte și cu, eu știu, planuri, am hotărât să renunț și să mă las în brațul Domnului. Doamne, Tu mi-ai dat? Păi ceea ce nu înseamnă că n-ai mai administrat cu înțelepciune. Nu, nu. Ca să nu înțeleagă cineva că... Dar, unul din lucruri pe care le-am făcut și eu și soția și așa, a fost că am muncit. Am muncit și eu și ea și am muncit, am avut serviciu pe care la unii eram angajat, unii aduceam un salar în casă, iar după ce veneam de acolo, aveam o mică afacere, o mică afacere cu producerea florilor, deci cultivam flori în grădină,
După care așteptam să treacă lunile în florile, să ajung la maturitate, da. Și să ies cu ei la vânzare. Da, mi-aduc aminte nopțile la, cum ziceam noi, pe, cum ziceam acolo, aproape de bunica. Pe... Broșteni? Da, da, sus, unde aveam grădină. A, pe Țărâncuțe. Așa, pe Țărâncuțe aveam o grădină, la strâns flori noaptea, nu? Îi strângeam noaptea, nu știu de ce. Garoafe? Nu, sau ce era vorba de crizanteme, care în momentul când se anunța că vine bruma, nu le mai puteai lăsa pe grădină, pentru că să distrugea recolta. Plus că am muncit agricultură, nu am avut pământ mult. Am avut și pământ, am cultivat și cartofi și porumb. Când băieții la bloc băteau mingea pe la ora 9 cu ochii umflați de somn, noi veneam de la sapă. Da, noi la ora 4:30 ne sculam, plecam dimineață ca să nu ne prinde soarele pe câmp. Deci cu flori ne-am ocupat, cu agricultură, da, cam asta. Da. După aia când ai început să pui centrale, instalații, da, ne-ai mai luat cu matale. Deci s-o muncit în casa, da, casa proiectorului, s-o muncit la greu și copiii au muncit. Da, și având în vedere faptul că resursele erau limitate, chiar voi, ca și copiii, având anumite nevoi, erați dispuși să munciți și chiar mă rugați tată, dacă auzi pe cineva care are nevoie să ajutăm, să muncim undeva, nicio problemă. Zice, anunță-ne cu noi imediat. Și în felul acesta vă crea și voi anumite venituri pentru micile voastre nevoi pe care le aveați. Deci e clar că în aspectul financiar noi vedem chiar dacă o implicat munca asiduă, vedem mâna lui Dumnezeu. Pentru că nu există explicații omenești. Exact. Pentru... Acum, ce se întâmplă? Un alt lucru care am fost o fire mândră. Am vrut să mi-asigur eu tot venitul pentru copiii mei. Nu eram de acord să primesc ajutor de la nimeni. Mi se părea o chestie așa de umilință, să vină cineva să mă ajute. Cu toate acestea, Dumnezeu m-a dus în situația când m-a umilit. Și cu toate eforturile pe care le făceam ca să aduc până acea de toate zilele în casă, a fost momentul când am zis, Doamne, nu mai pot. Deci atât am putut, până aici am putut face. Deci dacă Tu nu mă ajuți, eu mă împotmolesc cu totul. Zic, fă ceva și ajută-mă. Și vreau să spun că am avut momente când Dumnezeu pur și simplu a făcut minune. Slavă Domnului. Au fost și situații când m-am trezit odată într-o nevoie financiară. Îmi vine poștașul la ușă, mi-aduce o sumă de bani prin mandat poștal. Nu am auzit de omul acela, numele care era trecut acolo niciodată. Era de prin câmpul lung. Cine este? De unde a auzit de mine? Ce l-a determinat? Nu știu. Dar la momentul potrivit, a venit acel mandat poștal. Și am zis, Doamne, dacă Tu așa ai hotărât, slavă Ție. Ne-am pus pe genunchi și am mulțumit Domnului. Da. Hai să trecem la alt domeniu. Da. Noi ca... să zic, biserici evanghelice în postmodernism, ne confruntăm cu această problemă a prezenței copiilor în adunare. 1. Că copiii separați, de exemplu, când sunt foarte mici în camera mama și copilul. 2. Că copiii, foarte mulți copii, sunt duși la tot felul de grupe, la tot felul de lucruri și nu sunt prezenți în biserică. 3. Că chiar dacă nu-ți duci la grupe sau în camera mama și copilul, nu s-a dus la biserică. Mama rămâne cu ei acasă pentru că nu-ți cuminți. Și rămâne până la 2-3 ani, nu, copiii nu pot să stea cu minți în adunare, se spune. Cum ai procedat, Matale, cu noi, da? Cu copiii? Cum ai procedat cu copiii? De la cât timp i-ai dus la adunare? De la cât timp i-ai duce acum din nou la adunare? Care e vârsta? Ceea ce era în vremea când voi erați mici, o sete după venitul la adunare din partea membrilor bisericii, era deosebită. Soția mea și alte soții, în momentul când nășteau, abia aștepta să treacă perioada care să stea acasă, pentru că era nevoie pentru copilul până să... Așa era, până se refăcea femeia, mama, așa abia aștepta să vină la adunare. Nu am crescut într-o biserică unde copiii erau separați, ci întotdeauna copiii erau... E bine sau nu? Ca să zic că e bine. De ce e bine? De ce să nu-i pui până la 2-3 ani în altă parte? Pentru că ei se obișnuiesc, ăsta e mediul lor, asta e familia lor în care ei cresc. Ei nu văd o altă, nu concep o altă familie sau un alt loc. Erau obișnuiți să stea acolo,
Și odată cu creșterea lor, noi nu putem să știm ce înțeleg ei sau ce nu înțeleg, ce aud sau ce n-aud. Dar odată cu creșterea lor, vine momentul când apare un cuvânt. Eu de multe ori m-am surprins pe voi, mici fiind, rămâneați cu gura căscată și mă întreabă, băi, ce înțeleg copiii ăștia la vârsta la de 3, 4, 5 ani? Ce înțeleg de stau așa cu gura căscată la cel care predic la învon? Și mi-am dat seama că voi sunteți acolo ochi și urechi. Și am zis, Doamne, slăviți să fie Domnul. Copiii aceștia înseamnă că înțeleg ceva. Bun. Acum, ce ține de noi ca părinți? Cum să-i ținem atenți? Că asta e problema. Dom'le, nu-i poți ține atenți în biserică, nu-i poți ține cu minți. Copiii fac gălăgie. Noi stăteam cu minți. Ce făceai ca să stăm cu minți? Sau cum? Cum îi duceai? Doi oameni care duc nouă copii la biserică. Cum îi ții? Da, eu cred că problema aceasta a copiilor și a ordinii ține de părinții, de educația pe care o dau acasă, de consecvența lor, de seriozitatea lor și de hotărârea lor. Pentru că un copil are stilul acesta sau are în el, înnăscut în el, nu-l învață nimeni, dar îl vezi pornit întotdeauna când el vrea să-și facă voia lui. Și dacă... Și când e în public de multe ori. Și când e în public. Atunci și ce am observat este că copilul este un foarte bun psiholog. Dacă ești un tată slab, te-o cite. Dacă ești o mamă slabă, te-o cite. Și atunci face ce vrea cu tine. Te joacă cum vrea. Orice, el obține ceea ce vrea pentru că o simțit că ești un slab. Dar dacă eu am spus odată nu, mama a spus și ea nu, mai spun a doua oară nu și mama iară spune nu și amândoi avem aceeași vorbă, nu ne contrăm unul pe altul, copilul zice aici nu-i loc de întors. Și atunci zice, da. Trebuie să mă... Eu mi-aduc aminte una dintre cele mai timpurii memorii ale mele, nu știu cât de mic eram, dar foarte timpuriu, mi-aduc aminte că stăteam în biserica noastră baptistă, cred că Matare stătea pe a doua bancă din față, cred că noi stăteam pre prima. Sau Matale, da, ceva de genul ăsta. Patru băieți, unul lângă altul, cu cărțile de cântări negre în mână și trebuia să cântăm. Când era de cântat să cântăm, când era de rugat trebuia să ne rugăm la rând, trebuia să ascultăm predica, n-aveam voie să ieșim la baie decât mai târziu la ora 11 când era o pauză. Înainte ne spunea, aveți nevoie la baie, acum vă duceți în timpul adunării? Nu, ne plimbăm, ne umblăm, ne nu știu ce. Da. Dacă nu cântam, ne... Te aplicai între noi, ne întrebai, băieți, care e treaba? Sunteți supărați? Care e problema? Hai, băgați. Da? Și mi-aduc aminte, nu, eu nu mi-aduc aminte, mai mi-aduc aminte câteodată la rugăciune, mai încercam noi să șotim, să ne mai atingem, să mai ceva, dar era, totul era pe silent, nu era. Da? Eu cred că este posibil, eu cred că este posibil și asta ține și de familie și de biserică. De asta poate ne spui ceva, cum contribuie biserica la creșterea copiilor? Ce face biserica față de ei? Trebuie să facă ceva. Are un aport biserica, restul, în afară de familie. Păi biserica a doua familie. Pentru că acolo sunt cei care sunt cu ochii pe tine. Te pot ajuta și ei la rândul lor. Este permis, chiar este indicat ca, așa cum ne spune Scriptura, să veghem unii asupra altora, nu? Nu pot să am ochi peste tot, dar sunt frațe care mă ajută. Merg copiii mei prin oraș, eu nu sunt cu ei în oraș, dar văd frațe. Și noi în felul acesta ne ajutăm copiii din dorința de a-L cunoaște pe Domnul și de a ne apuca pe căi străini și să se ducă într-o direcție, să te trezești cu surpriză și nimeni n-a văzut, nimeni n-a știut. La noi biserica s-a rugat pentru copii, o susținut familia. N-a fost nimeni din biserică care zic, băi, frate, ce cu tine, măi? Și cu atâția prunzi sau ce? Nu. Totdeauna a fost încurajare. A fost aproape de familie și în momente dificile numai te trezeai cu ei la ușa ta. Și veneau cu binecuvântarea lor. Veneau. Simțeau ei că trebuie acolo să vină ei și să-ți dea un impuls și un cuvânt de binecuvântare. Bun, spune ceva că ai spus întreagă despre frații care poate observă în afara cadrului bisericii chiar, în societate, mai ales dacă ești într-un oraș mic, e mai ușor treaba asta. Cum ai supravegheat? Cum ai reușit să supraveghezi copiii? Da? Pleacă la școală, cu prieteni, cu colegi, cu nu știu ce. Sunt atâtea, mai ales acum, sunt atâtea nebunii peste tot. Cum ai putea să supraveghezi? Sau cum ai supravegheat? Cum ai controlat? Că simți poate nevoia ca părinte să... Un lucru pe care l-am făcut este mă rugam mult cu mămica voastră, cu soția mea, mă rugam mult pentru voi.
Chiar de multe ori v-am spus și vouă, măi copii, aveți grijă ce faceți când mergeți, ce vorbiți, cum vă portați. Eu nu vă pot urmări pe voi, dar am un Dumnezeu, căruia eu mă rog, și El o să-mi descoperi toate lucrurile pe care neplăcute, nepotrivite, necuvinceați pe care voi le faceți. Să nu îndrăzniți, să credeți, suntem siguri, de acum noi putem face. Și s-a dovedit că este adevărat. Atunci când nu vă așteptați, numai vă trezeați cu faptele divulgate, scoase la suprafață și trebuia să stăm de vorbă. Deci, cu alte cuvinte, crezi într-o supraveghere supranaturală, nu? Da. Adică, matale, te duceai la lucru, mama rămânea acasă, noi plecam cam toți la școală. Asta era cine era după noi? Nimeni. Nu avea cum să fie. Oricum e o iluzie asta părintelui că el are un control așa 100% asupra exact copilului, că nu are. Eu m-am încrezut în Dumnezeu. Chiar în rugăciunile mele spuneam așa, Doamne, eu nu pot să, nu pot să-i urmăresc. Sunt nouă. Și este foarte isteț ca să se ascundă și să camufleze cu toate. Un alt lucru pe care l-am făcut este că nu v-am luat niciodată apărarea. N-am căutat să cu aroganță să mă revolt împotriva cuiva care mi-ar fi spus vreun lucru rău despre voi. Chiar vecinul la mea, mamă, am avut o situație când vecinul mi-a spus, știi, copilul tău vorbește urât. Da? Ia. Și când am făcut cercetări, a fost adevărat. Și chiar l-am încurajat pe vecin. El și-a cerut scuze, nu te superi, uite, dar l-am auzit. Chiar eu vă mulțumesc pentru că pe cei care au venit și mi-au spus ceva despre copii, despre voi că ați făcut vreun lucru sau altul, nu am venit să spun, ia mai vezi de copiii tăi și nu te agăța. Nu. Chiar am fost bucuros pentru că în felul acesta aflam lucruri pe care n-aveam cum să le aflu. Bun, dă-ne o scenă din felul în care abordai copiii, da? Când greșeau. Asta e important. Unul din lucruri pe care noi obișnuiam să le facem în familie și care pentru voi am aflat mai târziu că era o mare pricină de întristare, atunci când vă adunam la rugăciune. De ce era întristarea? Pentru că acolo citeam Scriptura, ne rugam, dar urma la urmă discuția liberă cu voi. Și în discuția liberă cu voi, eu fără să-mi dau seama, abordam anumite fapte pe care voi le făceați în timpul zilei. Și când voi ați auzeați că trebuie iară să vină seara de rugăciune, vă posomorați unii dintre voi care ați făcut anumite fapte, zice tata iar o aflat și tata iarăși. Dar eu nu știam nimic despre faptele, chiar nici nu știam absolut nimic. Dar citind cuvântul, Dumnezeu îmi dădea acele descoperiri prin cuvânt și în discuție pe care le purtam cu voi, abordam anumite fapte pe care voi le făceați și cu care voi vă îngrozeați. Vă zice iară mă libuit. Asta apropo de chestia asta. Și aici văd suveranitatea lui Dumnezeu, aici văd intervenția lui Dumnezeu în familie. Da, și aici văd o iluminare modul specială în care Dumnezeu cuvânt. Lucrează prin cuvânt. Da. Poate ăsta e un motiv pentru care e ta tragedie în familie, pentru că îs părinți care nu stau niciodată cu copiii lor la rugăciune. Nu citesc din cuvânt, deci sunt așa. Fiind serios. Sunt care nu au niciodată. Eu am auzit tineri, copii care sunt. Tata meu niciodată nu a citit cu noi din Biblie. Tata meu niciodată nu s-a rugat cu noi. Tata meu niciodată nu când. I se părea că parcă el s-ar coborâ cumva să vină el să le citească el din Biblie. Când s-o trezi și o dat seama, cumva, o zic, bă, acum e prea târziu să mă mai să fac treaba asta. Unul din lucrurile care le făceam este că atunci când aveați o problemă, unul din voi descopeream la voi o faptă necuvincioasă, este vă luam separat, discutam doar cu voi. Vă puneam față în față cu problema, cu fapta voastră. Luam de multe ori Scriptura, citeam în Scriptură și uite ce spune cuvântul. Și până la urmă recunoșteam că și eu la rândul meu ascult Dumnezeu. Iar pe voi vă puneam față în față cu Dumnezeul acesta care este deasupra noastră ca și oameni și care veghează, care El impune conduita noastră morală și spirituală și duhovnicească pe care noi trebuie să o avem. Da, psihologia modernă zice că dacă copilul are o problemă, tu ai o problemă, că din cauza ta, că tu nu l-ai crescut bine, că dacă el e mânios, fiindcă tu nu știi ce ai făcut, că dacă el are o reacție, tu pentru că nu știu ce. Deci psihologia, chiar azi citeam un articol, am văzut, era, cred că sponsorizat pe YouTube, când copilul tău are o problemă, tu ai o problemă. Deci el e un rezultat, cumva mie mi se pare că psihologia modernă lovește în adevărul depravării cu care se naște copilul. Deci lovește în chestia asta, elementar. Ei nu cred că copilul se naște în păcat. Ei nu cred că copilul e dispus spre rău și că tu, de fapt, ca părinte, trebuie să-l întorci totdeauna. Adică
E o lucrare foarte grea, până la urma urmei. Dar ce am descoperit este că cu cât eforturi depuneam pentru voi ca să aveți o viață frumoasă, cuvincioasă, să vă purtați frumos, să vorbiți frumos, să aveți un comportament în afară frumos, între voi ca și frați, pentru că apăreau tot felul de situații ciudate, între voi ca și frați, față de noi ca părinții. Mi-am dat seama de un lucru. Răul este în voi. Și trebuia să mă rup răul acela. Nu eram îngeraș, cum zici, îngerașul meu. Nu erați niciun îngeraș. Dar niciunul. Niciunul nu erați îngeraș. Dar ce am văzut și ce am înțeles este ceea ce spune Scriptura. Copiii și orice om este născut în păcat. Iar lupta pe care o duceam eu era o luptă spirituală, pentru că îmi dădeam seama că acolo în spatele acelor fapte ale voastre era păcatul care lucra în voi. De aceea eu când, după ce discutam cu voi, dacă tu ți-aduci bine aminte, ne puneam amândoi pe genunchi și ceream de la Dumnezeu putere, pentru că spuneam, eu spuneam așa, măi băiete, ți-am spus odată, ți-am spus de două ori, ți-am spus de trei ori, de câte ori te-am atenționat? Și fiind cu munca, n-aveam timp să abordez problema așa, să vă iau la socoteală și să discut cu voi. Dar va avea de, ai făcut. Vezi că vine prima să stăm de vorbă, să confruntăm păcatul. Și în momentul când discutam cu voi, vă luam, citeam din Scriptură, vorbeam despre lucrurile pe care le cere Dumnezeu de la noi și apoi îmi dădeam seama că rugăciunea mea și rugăciunea ta trebuie să vie înaintea Dumnezeu. Da, eu mi-aduc aminte, apropo, că asta nu știu dacă ți-am zis vreodată, am avut o perioadă în adolescență, așa, un moment de criză, aș putea să zic, nu știu dacă aveam 13 ani, 12, 13, 14 ani, nu cred. Eram la începutul liceului, în care plângeam nopți în șir. Dar a doua zi o luam de la capăt. Dar era, ajunsesem la o convingere de păcat omenească, chiar aș spune. Băi, îmi dădeam să, bă, ceva aici nu-i cum trebuie, frate. Adică eu îmi doream, nu vroiam să scap de toate păcate, dar de unele vroiam. Că parcă mă dezonorau pe mine, ca tânăr care eram într-un grup de prieteni și mi se păream că anumite chestii sunt deranjante și pentru alții. Și am avut un moment, și cred că cuvântul lui Dumnezeu și momentele de părtășie și toate discuțiile astea cu copiii îs folosite de Dumnezeu spre un moment de criză pozitiv, spre un moment de epuizare. Cred că e un moment crucial pentru copil acolo, ca el să știe ce e Evanghelia, că atunci se răsare din inima lui. Da? Deci nu numai să-l aduc la... El zic că da, într-adevăr, îți păcătos, ok, dar el să știe care e remediul, să știe care e soluția. De asta vreau ca următorul punct pe care să-l abordez puțin este cum ai văzut mântuirea copiilor. Cum ai văzut mântuirea copiilor? E treaba lor, e treaba lui Dumnezeu, e treaba matalii. Noi știm că nu putem să mântuim pe nimeni. Cum ai privit mântuirea? Ce perspectivă ai avut? Te-ai gândit vreodată, de exemplu, eu sunt calvinist. Da, eu cred că cine e ales va fi mântuit, cine nu e ales nu va fi mântuit. Bun. Te-ai gândit vreodată, bă, dacă nu alegi din număr? Niciodată nu m-am gândit. Te-ai gândit că e frumos mântuit matalii sau ce? Nu. Niciodată nu mi-a trecut prin minte. Sau n-am acceptat gândul acesta în minte că bă, vreunul dintre copiii mei o să fie rătăcit și asta, trebuie să mă obișnuiesc. Combustibil de iad. Exact. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Lucrul acesta a venit tot din biserică și apoi am găsit cuvântul Dumnezeu. A venit un frate la noi la biserică și a mărturisit despre o familie cu mulți copii. Au crescut mari, s-au căsătorit. Și fratele punea întrebarea aceasta, mă frate, mulți copii, bun, s-au crescut, s-au căsătorit, dar cum ai reușit de tot să spui calea Domnului? Uh-huh. Și mi-aduc aminte că lucrul ăsta a fost, l-am auzit când erați voi încă mici. Și fratele l-a spus așa, frate, am luptat pentru ei pe viață și pe moarte, ca pe front. Și atunci, pentru mine a fost un moment de cercetare și am zis așa, măi, eu pentru lumină. A fost ca o lumină. De ce lupt eu pentru voi? Care e lupta mea pentru ei? Și mi-am dat seama că lupta mea e mai mult să vă aveți ce mânca, să aveți ce îmbrăca, să nu duceți lipsă de nimic, să nu vă fie foame, să nu vă fie sete, să aveți totul. Și mi-am dat seama că de fapt adevărata luptă nu este pentru a vă da pâinea aceea de toate zilele. Pentru că Scriptura spune că astea vezi să vă dau pe deasupra. Ci adevărata luptă pe care trebuia să o duc pentru voi este ca voi să ajungeți într-o zi să-L cunoașteți pe Domnul ca mântuitorul vostru personal. Ți-o schimba strategie, revelația asta? Mi-o schimba total. Mi-a schimbat total. Am început cu soția, cu mămica voastră, să luptăm în rugăciune pentru mântuirea. Deci n-am mai pus problema să le vă dăm vouă de mâncare. Ci am pus problema, mă, copiii ăștia cresc mari.
Ei cresc, trec zile, trec ani și într-o zi sunt mari. Ce se întâmplă cu ei? Și atunci a zis, hai să ne rugăm pentru mântuirea lor. Și apropo de ce spuneai de dacă am crezut sau n-am crezut că voi veți fi mântuiți. M-am uitat în Scriptură. Și văd acolo Avram, într-o zi, stă de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu spune așa. Eu știu că Avram va porunci copiilor lui și casei lui să păzească legea Domnului. Am găsit acolo, nu că îi va ruga pe copii, nu că îi va da posibilitatea să aleagă și să vâme copii. Uite, eu am mie stegea. Fiecare face ce vrea, da. Na, voi, na, vedeți și voi cum bolți, dar știți că na. Nu, spune că va porunci. Lucrul pe care eu l-am făcut în casă este că niciodată nu v-a rugat. Mă, dacă vreți să faceți. Nu. Regulile în casă l-am. Dar niciodată nu i-a întrebat dimineața dacă vreți să mergem la biserică duminică. Nu mi-a aduc aminte. Nu. Ceea ce am făcut este că am fost hotărât cu voi. Dădeai înainte de live, dădeai exemplu de Iosua, nu, care zice voi alegeți exact. Voi, că despre voi eu nu știu, dar eu când, și casa mea când vom sluji unii Domnului. Poporul în fața unei alegeri, dacă să-l slujească Domnul, el spune despre el următorul lucru și pentru mine cuvântul acela a fost ca un bărbătare și ca o încurajare. Spune că despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnul. Nu a spus, eu voi sluji Domnul, nu știu ce o să fac copiii mei, probabil o să aleagă și ei ceva, dar nu știu. Nu! Asta înseamnă că el, ca și cap de familie, avea un cuvânt greu de spus în casa lui. Nu este asta un semn, din ce văd în Biblie, un semn că Dumnezeu are un plan cu o familie? Nu că e un semn infailibil, că sută, dar un semn pentru faptul că Dumnezeu a mântuit o persoană, tata sau mama din familie, și spune, soțul sfințit nu e mântuit, dar este pus deoparte, copiii sunt sfințiți, zice, altfel ar fi necurați. Cu alte cuvinte, bă, Dumnezeu nu m-a mântuit degeaba în locul ăsta. Putea să mântuiască pe cine vrea el. Dar el o hotărât să mă mântuiască pe mine. Nu m-a pus pe mine aici și îmi dă copiii ăștia ca să facă din ei ucenicii Domnului. Cu alte cuvinte, asta e perspectiva mea. Te uiți la 50.000, nu se schimbă treaba. Nu zice, binecuvântarea asta e pentru voi, pentru copiii voștri. Da? Sau predicarea. Zice, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit? Tu și casa ta. Vezi asta în Noul Testament? Nu e o chestie doar vechiul. Vezi asta în Noul Testament. Asta e perspectiva pe care eu am. Dumnezeu mi-a dat copiii ăștia să-i sfințesc, adică să am o influență sfințitoare prin cuvânt, prin rugăciune, prin ducerea lor la biserică și la vremea potrivită Dumnezeu se va ocupa de ei și lăuntric, sufletește, să-i regenereze. Știi care e frumusețea pe care eu am văzut-o atunci când am înțeles perspectiva lui Dumnezeu asupra familiei? Am înțeles că voi ca și copii sunteți materialul brut, iar eu sunt, dacă pot să spun așa, specialistul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește în formarea voastră. Modul în care eu mă implic să conturez viața voastră, să vă educ, să vă învăț, să vă sfătuiesc, este ceea ce Dumnezeu de fapt a intenționat. El îți dă materialul brut și tu ai bucuria ca într-o bună zi, nu spune nimeni că munca este ușoară, este foarte grea, ca este titanic, ca pe front, dar într-o bună zi te vei uita în urmă și vei zice, s-o meritat. Poți să dai o mică scenă, dacă ți-o aduce aminte pe asta, e bine dacă nu o s-o prezint eu, o mică scenă din felul în care ai privit situația când ai văzut că lucrurile mergeau exact opusul. De exemplu, când cam fiecare dintre noi am avut perioade de răzvrătire, așa, când vorbesc de răzvrătire, noi răzvrătiți ne-am născut și suntem răzvrătiți, dar un climax al răzvrătirii, Claudiu, Dani, tot. Acum nu să spui pe nume care să nu-i stricăm reputația pentru totdeauna pe internet, dar să... prezinți o scenă în ce te privești pe matale, ce ai făcut matale, da? Când ți-ai dat seama, bă, deja are 18 ani, deja lucrurile s-o leacă dus-i cam departe, nu mai poți lucra cu anumite procedee, ce ai făcut? N-ai avut la un moment de criză, de disperare, zic, băi, treaba e gravă, ăsta merge rău. Am avut o situație când voi trei băieți erați în camera voastră, aveați camera voastră. Și mămica voastră îmi spune într-o zi, bă, băieți ăștia, pentru că eu plecat de dimineață, veneam seara, nu eram prezent prea mult, dar mămica voastră îmi spunea, vezi că băieți ăștia, uite asta, uite asta, și îmi dădea raportul cu privire la ce se întâmplă acolo. Când mă duc să stau de vorbă cu voi, cu cine să stai de vorbă? Mi-am dat seama că eu vorbesc cu pereță, voi tăceați, dar asta am văzut să-i exprez. Lasă-l să-și termine caseta, că... El e cu filozofia lui. El e cu filozofia lui. A, așa. Și mi-am dat seama că eram acolo în plus. Vorbeam cu pereță, cu gardurile.
Și atunci am avut perspectiva aceasta, Doamne, dar cine este aici în casă capul? Eu? Cine conduce aici casa aceasta? Eu sau copiii? Cine își impune punctul de vedere? Eu sau ei? Și m-am simțit umilit așa, m-am simțit înfrânt în situația asta. M-am dus în dormitor și am zis, Doamne, nu se poate. În casa asta, ori sunt eu șef, ori dacă nu, atunci nu știu ce e de făcut. M-am supărat așa înaintea Domnului și m-am dus și am zis, Doamne, trebuie să schimb lucrurile acestea. Eu nu vreau copiii aceștia să meargă, iar nici nu concep gândul acesta. Mi-am dat așa, deja erați mari, aveți o anumită vârstă, trebuia să vă dau și vouă libertatea, nu mai putea să vă mai impun anumite lucruri. Băi, tu faci asta sau tu faci aia, de acum tu încă îi execuți. Trebuia să accept că era o vârstă în care nu mai, deja voi vă impuneați punctul de vedere. Și am plâns înaintea Domnului acolo și am zis, Doamne, nu mai pot, nu știu ce să fac. În timp ce stăteam pe genunchi la rugăciune și m-am descărcat așa înaintea lui Dumnezeu și m-am plâns înaintea Domnului, am simțit așa un duc de liniște care veni peste mine și am simțit cum Dumnezeu începe să-mi pună gânduri. Uh-huh. Gânduri pentru voi. După ce am terminat rugăciunea, v-am chemat și când am început să pun acele cuvinte pe care mi le-a dat Dumnezeu în timp ce mă rugam, v-am zis rând pe rând, pe fiecare dezarmat, și când ați plecat în casă, în camera voastră, deci erați alții. Uh-huh. Și am zis, Doamne, cât de mare ești. Uh-huh. Deci am văzut cum Dumnezeu a reușit să spargă acea carapace în care voi v-ați închis și stăteați acolo. Da. Eu mi-aduc aminte o scenă, într-o noapte. Nu știu, poate ai avut, cred că din ce mi-ai povestit așa, sentimentul că în unele situații parcă intra necurat în casă, așa mai... Mai ales când vezi cum un copil ajunge să facă anumite fapte, bă, te întrebă, e grav, tată, știi, grav. Adică este un tip de comportament lumesc pe care are orice copil nenăscut din nou. Dar e un prag parcă pe care îl trece. Adevărat. Și am zis că aminte o noapte, într-o noapte, eu nu dormeam, era târziu tare, toți dormeam din casă. Eu m-am trezit, cred că dormeam și eu și m-am trezit și te-am auzit în cameră că plângeai în cameră la noi. Ți-aduce aminte noaptea? În noaptea aceea toți dormeam, dar am venit acasă. Și mămica noastră mi-a spus de o anumită fată pe care a făcut-o unul dintre voi. De fapt, ce s-a întâmplat? Aia nu era prima, ci era o serie de fapte în care el se angajase. Și când mi-am dat seama că omul, copilul acesta merge pe aceeași cale și din rău în mai rău, m-am rugat în seara respectivă, m-am pus în pat, dar n-am putut dormi. Așa m-a prins o jale. Așa m-a prins o mâhnire, așa m-a prins o durere sufletească, n-am putut să dorm și am văzut în el, am văzut un copil stăpânit de cel rău. Deci am văzut, am început să treacă prin fața ochilor mei ultima perioadă când eu dădeam ochii cu el. Și ce am văzut? Mi-am adus aminte. El în momentul când eu veneam acasă, el dispărea. În momentul când veneam acasă, în fiecare zi veneam, el dispărea. El nu era. Unii se iei copilul, păi s-au dus la bunica, unii, păi s-au dus până la magazin, unii. El nu avea curajul să dea ochi mine. Și atunci mi-am adus aminte, în fața ochilor mei a apărut un copil care nu mai era copil. Era un copil transfigurat, era un copil desfigurat. Nu avea față de copil liber, cu pace în suflet, ci era un copil care era stăpânit. Am simțit că în el este stăpânirea demonică și am făcut legătură cu faptele pe care le făcea el de o bună bucată de vreme. M-am sculat îndurerat. În noaptea aceea. M-am dus la patru. Toată casa dormea. Era după ora 10. Da. 10, jumate, 11, nu știu cât era. Cred că era și mai târziu. M-am dus în camera voastră, am pus mâna pe capul lui și am început să plâng. Și am început să plâng. Și am început să plâng. Și am început să mă rog, Doamne, nu știu cât m-am rugat. Nu știu cât am plâns. Ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea este că tot v-ați sculat în șezut. Voi de acolo din camera voi. Ceilalți, fetele din camera lor și toată lumea plângea. Nu știu dacă voi știați de ce plângeți. Nu mai țin minte asta. Nu știu dacă voi știați. Nu cred că aveați de unii să știți pentru ce, dar toți plângeați. Eu însă mă rugam pentru unul dintre voi. M-am rugat. Cât timp m-am rugat, nu știu. Dar așa am avut o jale. Mi se rupea inima. Nu mai puteam suporta acea situație. Am rugat acolo, m-am rugat. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva.
S-au terminat cuvintele rugăciunii. S-au făcut stop. S-au terminat și lacrimile și au venit așa cu o pace peste mine. În noaptea aceea. Am stins becul, am plecat din camera, m-am dus și m-am culcat și am adormit. A doua zi, când am dat ochii cu fratele tău, nu mai fugea de mine, dar am văzut înapoi pe fața lui o față de copil. O față de copil. Aici e o chestie foarte interesantă. Și am auzit-o recent la un predicator din state, zicea că e nevoie ca părinții să ajungă la capătul puterilor ca să poată experimenta o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Ne avem șmecheriile noastre de educare. Care sunt bune, nu poți să niște tupi. Ajungi la un moment în care îți dai seama că încărcătura spirituală e atât de puternică încât numai genunchii rezolvă problema, da? Și ceea ce unor le se pare așa, niște chestii foarte din astea așa carismatice, miraculoase, dar eu cred că e o experiență de viață cu Dumnezeu pe care o poate experimenta orice părinte, dar care implică o smerenie și o zdrobire și o prăbușire lăuntrică profundă. Adică, ca să vezi mâna supranaturală lui Dumnezeu, azi îl vezi cu o față demonică, stăpânit de luni de zile poate, și mâine dimineață îl vezi liber, fără ca el să fi făcut ceva. Dar ci tu, care ești în casa aia, ăla e perimetrul tău, tu în conexie cu Dumnezeu să vezi desfășurarea puterii lui Dumnezeu acolo, necesită, eu mă dau înapoi, îți numai un canal, un distribuitor și Dumnezeu să intervină, să lucreze. Apropo de mulți copii, pentru mine a fost o posibilitate și o oportunitate să cunosc puterea lui Dumnezeu. De atâtea ori m-am rugat pentru voi. De atâtea ori m-am rugat pentru pâinea aceea de toate zilele. De atâtea ori m-am rugat ca Dumnezeu să mă izbăvească din anumite situații, să mă ajute în anumite situații. Și am văzut puterea lui Dumnezeu. Pentru la mine rugăciunea nu a fost o poezie pe care mi-am spus-o în fugul și am plecat. Cum la mine eu nevoie... mă întreb, ce pâinea noastră cea de trei zile de neoasă? Și eu mă rog pentru alte visuri, da. Nu? La noi, nevoile erau reale, problemele erau reale și faptele voastre erau fapte reale, prostiile voastre erau lucruri reale. Păi voi când vă uneați nouă, dacă vă uneați împotriva mea, cine mai putea sta în casă acolo? Sau cine dacă voi vă războiați toți așa? Și rugăciunea pe care eu am făcut-o Dumnezeu m-a ajutat să-L cunosc pe Dumnezeu și puterea Lui. Eu când vorbesc despre Dumnezeu, nu vorbesc ca unul care am auzit din Scriptură, l-am auzit predicând, mi-a mai spus cineva, băi, eu la noi. La noi Dumnezeu a fost prezent real în casa noastră cu fapte și minuni. Vreau să închem cu o discuție despre rolul mamei sau al soției în două aspecte. Unu, cu atâția copii, cum poți să ai grijă de ea ca soț? Atâta muncă. Eu știu că ai munceai serviciul matale, te mai duceai, mai făceai una alta, la pământ, la una alta, da? Cum poți să ai grijă de soția ta? Că prima prioritate e soția. Și doi, dacă ce crezi despre plecarea soției din casă, da? Copiii să mai la școală, mai au grijă, mai împreună, mai nu știu ce, să aibă amândoi carieră, să... Cum vezi? Astea două. Deci material și spiritual. Ia-l în ce ordine vrei. Spiritual, cum ai grijă de ea, material, dacă și ea să contribuie, să nu contribuie. Ce să spun? Am toată lauda și stima pentru mămica voastră, pentru soția mea. Și noi. Pentru că a fost o luptătoare. Când erați bolnav, când nu mai puteam, făceam curândul noaptea, dar ea nu se lăsa. Nu se lăsa. Nu mai putea cădea pe brânci, dar nu se lăsa. Stătea, vă ajuta, vă trata, mergea pe la doctori. Deci am văzut în ea o mamă adevărată care se interesa și de sănătatea voastră, dar și de sănătatea voastră spirituală. Și discutam lucrurile acestea, ne rugam. Ce se întâmplă? Când m-am căsătorit, ea lucra. Eu lucram, aveam servicii amândoi. Aparent, ar fi trebuit ca două salarii să ne ajungă. Ironia face ca de multe ori rămâneam dator. Venea al doilea, dar așteptam să vină salariul ca să mai avem cu ce... De la al treilea... Deci nu a fost epoca de aur pe vremea comuniștilor, nu a fost, nu? Nu. Cu toate că ea avea salar mai bun ca mine, mai era și un loc de muncă unde mai primea și premii, cum era pe timpul lui Ceaușescu. Dar după a treia naștere, ea s-a îmbolnăvit. A slăbit așa de tare după boala respectivă, din pricina acelei boli, că am hotărât să nu mai o las să meargă la muncă, pentru că am zis mai degrabă să am mamă la copii decât să am o femeie care moare muncind pentru
nu știu ce patron sau nu știu ce întreprindere. Dar minune. Pe care am experimentat-o. Un singur salar venea, dar am observat un lucru. Era o altă atmosferă în casă. Lucrurile parcă se desfășurau în odihnă. Parcă banii altfel să chiverneseau. Uh-huh. Era ceva care am zis până aici. Locul soției, locul mamei este în casă. Și după aia s-a dovedit că, privind în urmă, cum am dat seama că șederea ei cu voi a fost cea mai bună alegere. Și nu să meargă la servici, să muncească pentru nu știu cine, să vină acasă căzând pe brânci și să mai facă ce se mai poate face. Iar voi să stați ai nimănui, că de mama și cu tata să plecați la servici. Cea mai mare. Pentru că, trebuie să vă laud sau ați fost din calea vardirei. Dacă nu era cineva să vă supravegheze, da. Voi erați în stare de orice. Privitor la partea financiară, am văzut pe Dumnezeu care mi-a purtat de grijă. Spiritual, emoțional. Spiritual. Apropo de ce spuneai, cum am ajutat-o. De fiecare dată când veneați acasă de la maternitate, eu am fost implicat în îngrijirea voastră. Fiind epuizată, după naștere, ea căutând să fie în casă o ordine, disciplină, curat, spălat, să miroasă proaspăt, să nu fie mizerie în casă, veneam acasă, o găseam epuizată. Voi noaptea vă mai sculați, că ați fost gălăgioși și ziua, dar și noaptea. Mă sculam. Vă schimbam. Mă duceam, pregăteam biberonul. Și atunci erau pelinci, nu erau pampers. Spălam la pelinci, la greu, nu era pampers. Așa este. O lăsam pe mămica voastră, pe mămica voastră să doarmă, iar eu mă ocupam de voi. Vă adormeam. E adevărat că dimineața când mergeam la muncă eram cam fiert, eram terminat așa, dar nu am lăsat-o pe mămica voastră să lupte de una singură. Un alt lucru. La un moment dat am văzut în ea și o epuizare psihică, pentru că fizic lupți, dar la un moment dat am văzut așa. Și atunci mi-am dat seama că are nevoie mult mai mult decât o odihnă. Are nevoie de cineva care să fie aproape, să stea de vorbă cu ea, să se roage pentru ea. Deci sunt situații în care discuțiile, dom'le, hai să avem comunicare. Nu funcționează comunicarea. Funcționează pentru un anumit punct, până într-un anumit punct. Dar ai nevoie să aduci pe ea înaintea Domnului și să fii mijlocitorul ei înaintea lui Dumnezeu. Uh-huh. Și vreau să spun un lucru. Mare binecuvântare. Mare binecuvântare. Pentru că Dumnezeul nostru, căruia ne-am închinat, pe care al cărui nume l-am chemat în casa noastră și a făcut simțită prezența și a dat ajutorul, așa cum spune, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Apropo de numărul de copii și modul cum v-am văzut eu pe voi, am citit la Psalmul 127 și cred că e foarte important. Spune aici așa, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc, dacă nu păzește Domnul cetate, degeaba veghează cel ce o păzește, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubeților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Și așa v-am luat pe voi. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic. Mult timp n-am înțeles ce înseamnă săgețile în mâna unui războinic. Așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Eu m-am căsătorit la 20 de ani și la 9 luni de zile o și-a venit. După 9 luni de zile o și-a venit primul copil. Dar n-am înțeles ce înseamnă săgețile în mâna unui războinic. Până într-o zi când la voi în cameră, prin munca voastră, ați reușit să vă cumpărați un calculator, să vă conectați la internet și să aveți comunicările acelea pe MES. Nu? Așa, MES. Da. Într-o zi mă cheamă una din surorile voastre, tăticule, vină repede încoace. O trebuie să plecați repede. Cineva care avea calculatorul, avea deschis acolo și avea, era în discuții cu cineva. Da. Trebuie să ieșiți, n-ați mai apucat să închideți calculatorul. Da, da. Și fetele au văzut, au citit despre ce este vorba acolo și s-au dat seama de un lucru important. Unul dintre voi discuta cu unul. De unul era el, domnul știe, era prin țară. Era un răzvrătit care
împotriva părerii, că tata e așa, că mama e așa, că m-am săturat, că nu știu ce. Dar eu cu câteva zile, tocmai discutam în subiectul acesta. Cine este tata? Cine este mama? Nu e o pacoste. E cel care vă ajută, cel care vă învață. Și când am citit acolo răspunsul vostru, erau tocmai cuvintele mele cu care eu pe care eu vi le-am dat vouă cu câteva zile înainte. Și atunci am înțeles ce înseamnă săgețele. Eu lucram cu voi aici, iar voi pe mes lucrați cine știe pe unde. Interesant. Iar acum, unul la, doi sunt la Zalău, doi sunt prin Iași, unul prin Belgia, doi sunt în Anglia, oameni care iubesc pe Dumnezeu și care s-au integrat în biserica respectivă, care se bucură în biserica unde sunt, vă bucurați în biserica unde sunteți și am observat că și biserica se bucură de voi. Da, slavă Domnului. Dragi prieteni, a fost un live mai lung împreună cu tatăl meu din Ucroitoru, dar am vrut să vă dăm și sper că am reușit să vă dăm câteva crâmpei, așa, câteva scene, să vă ducem puțin în atmosfera unei familii foarte mari, sunt familii și mai mari, unei familii, cred eu, care a fost binecuvântată de Dumnezeu, nu ne arugăm niciun drept, niciun merit, nici noi copiii cu atât mai puțin. Credem că pentru multe familii, pentru mulți tineri căsătoriți, pentru mulți tineri care vor să căsătorească, ar fi folositor să audă câte ceva din ce înseamnă să trăiești o viață de căsătorie. Câți ani de căsătorie ai? 35. Ești la jumătate, da. Dacă considerați același lucru ca și noi, că este benefic să împărtășiți cu alții, dați un like la clipul ăsta, dați un share, dați link-ul la un prieten, pe un grup sau unde vreți dumneavoastră. Și noi ne dorim sincer, ne-a rugat pentru lucrul acesta, ca clipul acesta, istoria asta, experiențele pe care tata le-a spus și mi-au fost împrospătate din nou în minte și în suflet, să folosească multor oameni. Vă salutăm și vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus și ne vedem la următorul live.